Luna aceasta a fost o zi deosebită pentru Facultatea de Teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Spațiile nou renovate ale Bibliotecii Instituției de Învățământ Teologic au fost redeschise după ample lucrări de renovare. Festivitatea a început cu slujba de sfințire oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, împreună cu preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. La eveniment au fost prezenți profesori, reprezentanți ai Universității Lucian Blaga, studenți și alți invitați. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi aici astăzi. Sperăm ca biblioteca noastră să fie nu numai frumoasă așa cum este ea acum, ci și utilă tuturor celor care doresc să intre undeva mai adânc. Nu există o formulă când Mântuitorul, o trimitere, Petre trage la adânc, adică depărtează luntra de mare, de mal și du-te mai adânc. Cine pătrunde mai adânc în taina științei, indiferent că este știință laică, că este știință teologică, nu se neacă niciodată. Aici este misterul. Cu cât pătrunzi mai adânc, cu atâta ești mai liber și ai posibilitatea să te folosești de tainicul pe care l-ai găsit acolo în cărțile scrise de înaintașii noștri sau de cei contemporani cu noi. Încă din primii ani de la înființare, la vechea Academie de la Sibiu au fost puse bazele unei biblioteci de însuși mitropolitul Andrei Șaguna. Ulterior la acest fond de carte au contribuit și alți ierarhi și profesori, dintre care mulți și-au donat întreaga bibliotecă personală. Aș vrea să amintesc aici și câteva donații ale unor personalități ale vieții noastre culturale, și anume donații din partea istoricului Ștefan Meteș de la Cluj, care și-a donat întreaga bibliotecă de specialitate bibliotecii noastre, apoi pe profesorul academician Ion Lupaș, pe profesorul Romulus Scânda, care a funcționat la Cernăuți și la Cluj după ce a plecat de la Sibiu, și alți preoți și ostenitori din centrul eparhial. Între cei care s-au ostenit ca bibliotecari la această instituție a noastră, aș aminti pe profesorii de teologie Liviu Stan și Teodor Bodogae, care au îndeplinit și funcția de bibliotecar, iar în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cel care a muncit mai mult în această bibliotecă, a pus mult suflet, a fost preotul Ioan Beiju, care a făcut o nouă inventariere a bibliotecii, o nouă inventariere a arhivei bibliotecii și a cărților vechi românești care se păstrează în patrimoniul ei. Cu sprijinul Arhiepiscopiei Sibiului, în ultimul an, biblioteca a fost modernizată la standardele celor din străinătate. Spațiul bibliotecii noastre este reamenajat acum. Înainte erau 7 rafturi fixe, iar acum sunt 14 rafturi mobile, două corpuri grupate. Ceea ce s-a realizat aici, pe lângă o igienizare, zugrăvire, rașchetare parchetului și corpuri noi de iluminat, s-a câștigat mult spațiu pentru depozitarea cărților. Pentru că nu exista posibilitatea să se construiască altă bibliotecă, aceasta a fost soluția salvatoare pentru mulți ani de acum încolo. Mulțumiri, în primul rând, lui Dumnezeu că a făcut să fie posibilă această realizare și în al preasfințitului lui Laurențiu, părintelui decan Aurel Pavel și tuturor celor care ne-au ajutat. Biblioteca Facultății Sibiene este una dintre cele mai vechi din țară. Aceasta depostește peste 50.000 de cărți și reviste, multe dintre ele de o valoare inestimabilă.